Hai să schimbăm puțin registru. Dacă mă vedeți pe canapea, e clar că vorbesc despre cineva din mediul online. De-a lungul săptămânilor, duminică de duminică, aducem creatori de conținut din mediul online, că diverși fiecare pe zona lui, de la TikTokeri care dansează până la vloggeri din zona de gaming sau nu numai. De data asta am făcut loc unui om care educă, putem să spunem așa, educă în mediul online. Este vorba de Paul Lungu, creatorul proiectului și canalului de YouTube Top 8. Bună dimineața! Salut! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Un om care a trecut de la magie, pentru că așa te-am văzut pentru prima dată într-o emisiune TV, de la magie în mediul online, făcând videouri educative sau cu substanțe și cu informații. Nu e neapărat o tranziție conștientă, n-am vrut eu că, bă, fii atent, fac asta, pe urma asta. Eu pur și simplu mi-am urmat pasiunile și interesul de-a lungul vieții mele. M-a pasionat magia, m-am apucat de asta. Pe urmă m-am trezit că mă uitam la foarte multe filme pe YouTube, mai ales de astea informative, cu liste, cu așa, și am zis, stai că pot să fac și eu asta. Și m-am apucat să fac asta. Nu consider neapărat atât de mult educațional, cât pur și simplu fac ce mă pasionează pe mine. Da, dar prin pasiunea ta, șansa e că, uite, oameni ca mine află tot felul de informații interesante de fiecare dată. Păi, ambalate așa frumos într-un top care conține cifra 8, ori e top 8, ori 88, ori 28. Da, de ce cele mai mult? Sau în 8 minute mai am. În 8 minute, da. De ce cifra asta? Ce a fost o întâmplare sau are o simbolistică undeva? Nu e un motiv special. Pur și simplu vreau o listă, un număr. Era pe atunci foarte popular top 10, top 5, top 7. Da. Top 8 nu avea nimeni, mi se părea că sună frumos top 8, e și o aliterație acolo, T-O-P-O-P-T. Mi se părea că are potențial mișto și la logo și ca marketing și mi s-a părut că sună frumos. Și căutând între timp, am găsit tot felul de semnificații interesante pentru numărul 8 la care nici nu te gândești. Da. Spune-mi, tot timpul v-am apreciat, mai sunt personalități, persoane în mediul online care fac content, să-l numesc eu educativ, și v-am apreciat foarte tare pentru documentația din spate. Cât de mult îți ia un video, și nu mă refer din punct de vedere tehnic, ci pur și simplu documentația, faptul că stai să citești, nu iei informații la primă mână de pe site-uri, cam cât timp îți mănâncă? A diferit. Inițial îmi luam mai puțin. Inițial nu știam exact ce fac și citeam câteva articole din afară și le adaptam de acolo cu o listă. Pe măsură ce am evoluat și au trecut ani și au devenit și pretențiile mele mai mari, nu mă mai simțeam ok să fac asta și am început să fac tot mai mult research, tot mai avansat la unele chestii. Unele filme poate să-mi ia și o lună să fac. Filmul la care lucrez acum este despre gramatică și este un subiect foarte complicat și a trebuit să-mi cumpăr niște cărți și fix acum a ieșit și Doom 3, a trebuit să-mi cumpăr și ăla, că nu se găsește nicăieri pe net. Uneori poate să dureze câteva luni research-ul, dar de obicei zice o săptămână, două, citesc câteva zeci de articole pe Wikipedia, pe diverse site-uri. Dacă e necesar, îmi cumpăr și o carte sau ceva de genul ăsta, cam ăla e research-ul. Hai să facem un top 8 al canalului Top 8 și să ne gândim la cele mai interesante din punctul tău de vedere 8 subiecte de pe canalul tău Lifetime, cumva. Nu dacă sunt cele mai interesante neapărat, am abordat foarte multe subiecte din multe categorii, și mai culturale și mai dubioase puțin, dar unele dintre cele mai interesante, din ce mi-o aduc aminte acum, nu știu, aș putea să zic despre calendar. Ok. Știi că calendarul la un moment dat e un sistem foarte complex, calendarul cum îl avem noi, se schimbă odată la 4 ani, dar nu odată la 100 de ani, dar nu odată la 400 de ani cu anul bisect, cu toate alea. E foarte interesant să te gândești cum s-a ajuns aici. Și ce m-a fascinat este că s-a decalat calendarul atât de mult la un moment dat, pentru că Cezar, când a calculat, calculase cu 11 minute mai puțin pe an. Okay. Și peste 1500 de ani, prin 1500 și ceva, s-au adunat alea 11 minute zilnic, până când s-au adunat la vreo 10 zile. Da. Și papa de pe atunci, papa Grigore, a decis ca să reechilibrăm calendarul, că nu se mai alinea solstițiul, nu se mai alinea Paștele, nu se mai alineau anotimpurile, era o problemă serioasă, așa că pur și simplu a sărit peste 14 zile. Sau ceva, pe 1152 parcă este anul, de pe 5, următoarea dată e 16. Sau și ceva de atunci, de asta are și avem calendarul. Ăla e calendarul Gregorian. Da, după papa Grigore de acolo, da. Au sărit atunci 14 zile ca să îl echilibreze și a fost mare problemă, îți dai seama. Cum plătești chiria, plătești doar jumate, plătești impozite, tot felul de... La impozit era. Aveau și ei impozite și chirii. Un alt lucru interesant care ți se pare așa de menționat. Tot la asta cu calendarul mi-a plăcut.
să mai aflu despre un alt sistem de calendar propus. A fost propus în 1902 de Moses B. Cosworth, un analist financiar, care zice că în loc de calendarul ăsta, care are 31 pe urmă 30, pe urmă 31 pe urmă iar 31 pe urmă 30 și 29-28 de zile, destul de complicat, există un alt sistem propus în care fiecare zi ar avea, în fiecare lună, pardon, ar avea 28 de zile. Da. Caz în care am avea 13 luni, fiecare cu exact 28 de zile, fiecare exact 4 săptămâni și fiecare zi, adică 1 ar fi, 1 ar fi mereu luni, 2 ar fi mereu marți. Am înțeles. Și așa ar fi în fiecare lună. Și așa nu s-ar mai decala, poate. Nu s-ar mai decala nimic. Singura diferență ar fi că avem 13 luni a câte 28 de zile, mai rămâne o zi la final, care o luăm ca zi de, eu știu, de sărbătoare, da, de ce-o fi, da. Și în anii bisecți avem două zile în plus. Deci în anii bisecți avem două zile de sărbătoare care nu fac parte din nicio lună oficial. Mi s-ar părea un sistem drăguț ăsta. Mai avem foarte puțin timp. Vreau să spui că tu ai mai dat drumul la un proiect acum ce vizează tot felul de întrebări de cultură generală. Aș vrea să ne spui câteva chestii. Da, m-am trezit că tot învățând atâtea chestii, am dezvoltat o pasiune pentru întrebări și trivia și cultură generală de genul ăsta. Am creat recent o emisiune de cultură generală, un quiz show de cultură generală pentru comedieni, se numește Ia zi-mă, este pe YouTube, pe canalul The Full, și acolo diversi comedieni participă și răspund la întrebările pe care le-am creat și prezint eu. Și sunt întrebări ciudate, haioase, dubioase. Dacă vrei, poți să zic și eu una rapidă acum. Spune-mi una rapid. Spune-mi, te rog, ce este, am categorii cu două variante de răspuns. Așa. Ce este, hai, doamne, stai că am un lapsus complet acum. Am un lapsus complet acum, scuze. Ok. Am tot felul cu două variante, cu trei variante. Spune-mi, te rog, ce este mai ieftin? Asta este una dintre categorii. Așa. Ce e mai ieftin? Două variante, atâta. Mona Lisa sau Cristiano Ronaldo? Transferul lui Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, crezi că e mai ieftin decât Mona Lisa? Cât estimezi că costă Mona Lisa? Cred că peste 900 de milioane. Și Cristiano Ronaldo cât a costat? Cred că undeva la vreo 500, 400, 600. Cred că a costat mai puțin, dar da, ai dreptate, e foarte corect ce ai zis. Mona Lisa este mai scumpă. Mulțumesc frumos. Paul, îți mulțumesc frumos că ai venit dimineața asta. Puteți să intrați, îl căutați pe YouTube. Top 8, ați auzit, ia zi mă, aveți tot felul de informații mișto, digerabile, le dai drumul inclusiv în background și afli chestii de care n-ai știut sau la care nu te-ai fi gândit niciodată.